încep oamenii să vă, colegii era să domnul Tomac, să vă caute. Care și-a băgat capul acolo, da. Sau domnul Otrean. Hai să mai... Așa mai... din oglindă ce am văzut. Amândoi. Cu scuzele de rea, vă rog să mai rămânem puțin. Mai rămâneți la guvernare? Spuneți-ne. Nu, noi am spus de la început. Nu părăsim guvernarea pentru că trebuie să apărăm interesele companiilor și ne e frică că dacă am părăsit guvernarea, pur și simplu gradul de impozitare și de biruri pe companie ar crește foarte mult. Păi deja a crescut. Deci, păi deci noi nu transformă, plus ne e teamă că se vor răzbuna pe primarii, pe președinții de consilii județene, pe proiectele lor, nu pe ei ca oameni, pe proiectele lor. Deci de rămas în guvernare, vom rămâne. Nu e simplu. Nu e ușor, dar vrem să recalibrăm relația dintre noi. Adică vrem să fim respectați. Noi respectăm, vă rog să mă credeți. Dar vrem să nu mai fim permanent loviți cu câte ceva, nedreptățiți. Și pentru că nu e vorba de nedreptățirea noastră ca oameni. E vorba de nedreptățirea unor categorii. Deci noi nu vrem altceva decât o recalibrare a relațiilor în interiorul coaliției. Adică cum? Adică cu respect. Cu neanunțarea unor măsuri în spațiu public înainte de a le discuta cu noi. Am văzut că în ultimele 3 zile declarațiile premierului au fost: domnule, trebuie să stau de vorbă cu partenerii din PNL, trebuie să stau de vorbă cu Nicolae Ciucă și cu oamenii din jurul său pentru a vedea conducerea PNL, pentru a vedea dacă sunt de acord cu asta, dacă sunt de acord cu asta. Deja e o schimbare din punctul meu de vedere. Sper să-l țină tot așa, pentru că, repet, o fi premierul României, o fi PSD un partid mare, dar PNL e un partid de forță, un partid cu o istorie extraordinară, un partid care are un număr de aleși local uriaș, care are 240.000 de membri și un partid care, că vor unii, că nu vor, tot vom sta la peste 20%, adică reprezentăm mult din România asta și mai reprezentăm ceva, blazonul și garanția că România nu alunecă în altă direcție decât cea pro-europeană. La Bruxelles, la Strasburg și dumneavoastră veniți des, am făcut ultimul interviu cu dumneavoastră tot aici, în jos, lângă râu aici. Dacă întrebați de partidul care garantează că țara asta nu se duce în direcția Rusia, China, Turcia, autocrație, model America de Sud, este PNL. Deci PNL reprezintă, sigur, și asta și datorită lui Klaus Iohannis, care are o prestație care, din păcate, nu explică în țară suficient de bine. Prestația sa în Consiliul European și la Bruxelles este una admirabilă. Deci, dar ar trebui ca o parte din imaginea care o are Klaus Iohannis în cancelariile europene sau cancelariile lumii și în Consiliul European să fie transferată pentru ca lumea din România să înțeleagă. Dom'le, am văzut un scandal monstru, mă mir că nu m-ați întrebat, cu avioanele. Dom'le, s-au spus, cu ce să meargă, mă, frățioare, cu barca, cu vâsle, cu ce să meargă, pe cal, pe cămilă. Nu, dar să spun atât, Isace, nu să spun. Noi nu i-am cumpărat avion. Noi, ca țară, suntem o țară care n-a fost în stare să-și respecte instituția. Cazi Iohannis, mâine altcineva, tot de dreapta, stați liniștit. Apropo, de dreapta 100%. De ce? Deci, adică veniți, asta e garanția și asta vrea poporul român. Veniți cu candidat la prezidențială obligat, da? Nu numai asta. Veți vedea, după europarlamentare, veți vedea că partidele dreptei vor avea un candidat și dacă avem suficientă minte la noi, noi, USR, PMP, Forța Dreptei, care o mai fi de dreapta, vom avea un singur candidat pentru a... Păi n-aveți cum, că dumneavoastră ați dat USR-ul de la guvernare afară și ați făcut un guvern cu PSD. Eu i-am spus și ați spus, ați văzut că erați sus la vot și în momentul când înainte de votul final, am avut niște consultări și ați văzut că primul grup cu care m-am întâlnit, înainte de a mă întâlni cu francezii, cu francezii lui François Bellamy, a fost Dacian Cioloș cu Dragoș Tudorache și cu Dragoș Cuslaru. După care cu cu Rovana Plumb și Mihai Tudose. Grupurile românești comunică în Parlamentul European, inclusiv cu Terheș, care era mai sus, pentru că ne interesează interesul României. Dar vă spun ceva, să nu vă închipuiți că sigur, noi avem candidatul nostru, iau candidatul lor, e firesc, e normal. Dar, în același timp, în momente cheie, vom ști să ne unim, pentru că România are o nevoie de un președinte de dreapta. Președintele de dreapta garantează și poporul român, dacă vă uitați la alegeri, 65% votează dreapta. N-a votat niciodată altfel. Păi atunci veți ieși de la guvernare. Mai veni, mai vine și nu, dar pe noi nu plecăm de la guvernare. Păi n-aveți cum. Dacă vor să plece alții, poate să plece, noi rămânem chiar și minoritari. Noi de la guvernare nu plecăm. Păi n-aveți cum că premierul e PSD. Păi
Cum să rămâneți la guvernare? Noi nu plecăm. Dacă domniile lor îi deranjează ceva, e problema dinșilor. Noi și nu vă lăsăm guvernare. Candidează, să zicem, domnul Ciolacu sau altcineva de la PSD și dumneavoastră vă faceți, credeți că faceți coaliție cu USR din opoziție nu și știu, cu eu forța, știu un singur lucru, cu, eu știu, nu, forța eu, lui Ludovic Orban eu și știu cu un singur lucru. PMP-ul ca să faceți candidat? De ce v-ar susține cei din opoziție candidatul dumneavoastră care stați la putere cu PSD-ul? Asta vă spun. În turul 2 al alegerilor se păstrați înregistrarea și s-o dați atunci. Va intra, deci pe a doua zi după turul 1, s-o dați înregistrarea. Da. Va intra Partidul Național Liberal, candidatul Partidului Național Liberal susținut de Dreapta Unită, împreună cu un candidat populist. Nu va intra, deci marea surpriză pentru PSD este că nu vor intra în turul 2 al alegerilor. Vor ieși pe locul 3, ziceți. Vor ieși pe locul 3 și vă spun de ce. Cea mai mare problemă pentru ei o reprezintă Mircea Joan. N-au suficientă minte la ei să-l pună pe Mircea Joan candidat, care ar fi un candidat redutabil pentru stânga românească și s-a mai curățat un pic din păcatele trecutului și are imaginea de la NATO. Ei nu-l vor alege pe Mircea Joan candidat. Mircea Joan nu va renunța să candideze. Mircea Joan are potențial să meargă până în 12-14, așa cum are și să ia 8%, dar suficient încât să blocheze accesul în turul 2 a candidatului PSD. Noi vom ajunge în turul 2 al alegerilor și foarte probabil vom ajunge cu un candidat din zona suveranistă și vom câștiga alegerile. La europarlamentare cum faceți cu lista? Cine va conduce, cine conduce lista? Nu avem încă, nu știm exact cine va conduce lista. Acum 4 ani, 5 ani am condus-o eu. Am adus un plus de vreo 6-7%. Nu știm exact dacă mai găsim un Rareș Bogdan care să ridice lista, dacă nu mergem cu oamenii care sunt. Deci tot dumneavoastră veți conduce lista? Nu, chiar nu e. Dar rămâneți pe listă sau? Eu doresc să ne depun candidatura, să rămân, pentru că deja am o relaționare aici. Și în același timp am refuzat Organizația București, am refuzat candidatura la Primăria Capitalei, am refuzat X poziții. Cred că poziția aceasta, având că conduc și filiala Diaspora și am o relaționare extrem de bună în grupurile politice de aici și la Bruxelles și la Strasbourg, cred că mi se potrivește. Deci suntem unii dintre noi care am dorit să continuăm activitatea. Și după cum ați văzut inclusiv astăzi, cred că reprezint bine România. Domnul Helvig, ca domnul aia, sănătos. Ce face? Îl puneți pe listă la europarlamentare? Eu, pe domnul Helvig, nu am cum să-l pun, că nu eu fac listele. Dumneavoastră personal, partidul, puneți. Dar domnul Helvig nu s-a exprimat încă. Dacă se exprimă, sigur că vom avea loc o discuție și e o persoană absolut admirabilă, un om echilibrat, un om cu mare experiență instituțională, dar nu s-a exprimat, nu ne-a spus absolut nimic. Am văzut doar din media că domnul Helvig ar fi, dar noi n-am văzut ca domnul Helvig să aibă o nu ne-a spus, adică l-am întrebat și pe Nicolae Ciucă, președintele nostru, dacă a discutat, a zis că nu. L-am întrebat pe secretarul general și pe ceilalți colegi din conducerea de 6, n-a vorbit cu noi. Ar fi un bun lider al PNL? Nicolae Ciucă, da, nu, excepțional. Noi avem un președinte foarte bun, Nicolae Ciucă. Domnul Ciucă e general, domnul Helvig a condus Eu vă spun ceva, profilul unui om echilibrat, a unui patriot, a unui om cu mult bun simț, cu multă modestie, este foarte bun pentru PNL. În contextul războiului din Ucraina, a conflictelor din Orientul Mijlociu, cred că profilul generalului este unul care are câteva aturi la nivelul bătăliei prezidențiale. Deci noi avem un președinte, președintele este ales, după ce domnul Nicolae Ciucă în decembrie anul viitor va merge la Cotroceni, atunci o să ne gândim cine va conduce deci Partidul Național. Deci dânsul va fi candidatul PNL? Da. Deci după ce Nicolae Ciucă va intra în Palatul Cotroceni și vor face schimburile între secretelor de stat și butoanelor puterii, Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, asta e dorința mea, ca în decembrie, și după asta pot să spun că am realizat lucrurile. Deci după ce văd acest schimb... Și domnul Iohannis se întoarce, vine la partid, președintele partidului sau ce? Vine unde vrea, dar nu, că acum îl cunoaștem, e alt statut, alt nivel. Nu mai umblă cu noi prin toate cotloanele României și prin toate gările și... Nu, e complicat. Păi în Africa sunt mai puține cotloane decât în România.
reprezintă statul și Europa acolo. Și credeți-mă, face lucruri grozave. Cred că stilul ăsta nostru cu bășcălia e o chestiune care până la urmă în istorie ne-a și salvat, că ne-a păstrat acest umor și... Dar în același timp ne-a și aruncat uneori într-un ludic din ăsta care părea așa lipsit de profunzime. Nu, domnul Iohannis își face treaba de președinte de stat. Acum că o face inclusiv în țările africane, v-am spus, sunt piețele cele mai bune, căutate de toate statele civilizate și ultra-dezvoltate. Da. Nu ne mai întoarce. Dar până la prezidențiale, primele... Europarlamentarele. Dacă picați pe opoziții. Dacă picați pe locul 3, îl mai țineți pe domnul Ciucă președinte? Ascultați, da. Mai poate să mai rămână președintele partidului? Deci Nicolae Ciucă, împreună cu cei patru prim vicepreședinți, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, George Flutur, Iulian Dumitrescu și secretar general, Lucian Bode, împreună cu echipa de campanie din care mai fac parte în afară de noi și Emil Boc, Ilie Bolojan, Ion Dumitre, Vasile Blaga, Hubert Tuma, va duce Partidul Național Liberal la peste 20% în alegerile europarlamentare și va duce Partidul Național Liberal la locale la 28-30% minim la locale. O să vedeți. Noi ne vom păstra majoritatea. Avem sondaje. Majoritatea primăriilor câștigate, toate cele 17 președinții de consilii județene ne mai batem pentru două, pentru Neamț și pentru încă unul și de asemenea vom recâștiga cele 17 existente, vom păstra cele 15 reședințe de județ, de la Bistrița la Iași și de la Constanța la Tulcea, Clujul, Bistrița, Aradu, Oradea și așa mai departe, Reșița, Deva și Slobozia. Și, de asemenea, ne vom bate pentru a-mi impune președintele României. Cel mai frumos proiect și, dacă vreți, finalul unui an încărcat electoral, cum n-a mai fost antul 33 de ani, este ca schimbarea puterii la Cotroceni să se facă între doi oameni care au fost președinții Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă, care abia atunci, deci după momentul în care domnia sa se va instala la Cotroceni, noi ne vom gândi cine conduce Partidul Național Liberal. Dar Primăria București? Primăria București, din punctul meu de vedere, e a doua miză după Cotroceni. Și vă spun de ce. Sunt 6 top jobs în România. La Bruxelles sunt 4 top jobs. Este președintele Comisiei, președintele Consiliului, al Parlamentului și înaltul reprezentant. În România sunt 6 top jobs. Este președintele României, cea mai mare putere, și formală și informală, cei mai mare număr de alegători, încărcat politic. Primul ministru, care poate fi schimbat oricând, ați văzut câți au fost schimbați în 4 ani de guvernare. Numai dumneavoastră a schimbat. Numai noi am schimbat vreo 3. În președintele Senatului, care de asemenea ați văzut, într-un mandat de 4 ani, deja avem al treilea, al patrulea, care s-a urcat pe poziția pe scaunul de președinte. Președintele Camerei, primarul general al Capitalei, care este al doua poziție votată după președinte și, deci două legitimitate uriașă, și a șasea poziție, o poziție mai nouă apărută în structura de putere, comisar european. Deci aceste 6 sunt top jobs în România. PNL se bate și nu trebuie să piardă două poziții cheie. De acolo poate avea 3, 4, 6 nu le poate avea. Să fim rezonabili. Nu putem avea 6 poziții, toate top jobs la noi, că intrăm în alianțe, nu suntem un partid de 50%. Dar trebuie să avem președintele României și primarul general al Capitalei. Acolo e cheia. Și pe cine puneți aici la primărie? Vom vedea. Mergeți, vom testa, vom analiza și vom vedea. Data trecută ați mers cu eu cred cu domnul Ciordan. Acum merge. Eu cred că nu este o soluție independent. De asta președintele partidului a avut discuții confirmate de Nicușor Dan, dar eu cred că pentru sănătatea Partidului Național Liberal și a Bucureștiului ar trebui să avem un candidat care să se bate să câștige alegerile. Bătălia la primăria generală va fi sub 30%. Câștigătorul nu va avea peste 30%. Hai să tragem o concluzie după ăștia 2 ani de mariaj cu PSD-ul. Cu ce s-a ales PNL-ul și electoratul PNL după acest mariaj cu PNL-PSD?
chiar acum, uite, ultima măsură anunțată, cu un, da? Cu imaginea unui partid foarte responsabil, care chiar dacă pierde procente electorale, e mai dragă stabilitatea decât interesul politicianist. Cu atât. Dar ați văzut măsura asta vehiculată cu delațiunea, cu ANAF-ul? Noi am spus că o parte din banii pentru creșterea pensiilor și pentru bugetul pe anul viitor trebuie să vină din combaterea evaziunii. Combaterea evaziunii înseamnă, în primul rând, mare evaziune. Înseamnă, în primul rând, încasările de la marile companii și locul cel mai negru al României din punct de vedere evazionistic, portul Constanța. Respectiv, granițele de sud ale României. Deci dacă noi atingem granițele de sud, Bulgaria-Serbia și portul Constanța, plus granița estică, vă asigur că vom aduce nu 20 de miliarde sau 10 miliarde la buget, ci 40-50 de miliarde la buget. Sigur că eu pot să înțeleg că există modele în Australia, în Noua Zeelandă, în Statele Unite, în Elveția sau în Germania sau în Norvegia, privitoare la așa numitul avertizor fiscal. Numai că în toate aceste state, poate știți dumneavoastră, eu nu mi-amintesc ca în ultimii 200 de ani să fie existat regimuri de tip comunist, nu să fie existat securitate, să fie, sau să existe în mentalul colectiv capra vecinului. Așa că, într-o țară care încă are stafia securității în spatele ușii, care a avut dureri uriașe din cauza delațiunilor făcute de vecini, de familie, de prieteni apropiați, și le vedem în dosarele scoase acum de CNSAS despre prieteni care sau copii sau lucruri sau frați care și-au turnat rudele. Să introduce o măsură cu plata unor avantaje pecuniare într-o țară în care s-ar putea să vedem că angajatul vrea să se răzbune pe un patron sau e invidios pe mașina patronului sau pe ceasul patronului sau pe stiloul patronului sau pe stilul de viață sau s-ar putea, adică trebuie totul foarte clar analizat. Eu zic să luăm exemplul IRF-ului sau marilor companii, instituții de genul ăsta din cele 6 democrații consolidate pe care vi le-am expus, să vedem cum funcționează și să vedem cum introducem fără a transforma, să ne uităm, fără a transforma în poliție sau să ne ducem spre zona de poliție politică. Repet, suntem o țară în care mai bine de jumătate din cetățeni au trăit perioada comunistă și au avut această apăsare a nenorocirilor pe care le-au trăit cu delațiunile comuniste. Trebuie să fim foarte atenți și foarte, foarte fini în reglaj. Aici e un reglaj fin, e o chestie de potențiometru și nu trebuie să părem că venim acum să încurajăm, repet, ca un angajat dat afară să se răzbune pe patron și să pună pe butuci o companie doar pentru că nu i-a convenit nu știu ce sau pentru că nu-i place mașina sau soția patronului. Numai un pic să rămânem pe această... Dar repet, da. Noi trebuie să mărim nivelul... Eu nu știu de ce ne uităm la orice... La băbuța care vinde pe marginea drumului, la cel care vinde 6 ouă, apropo și eu am găini lângă casă, și mă, la cel care vinde morcov, la cel care vinde pătrunjei, usturoi, și nu vrem nici cum, dar nu vrem să ne uităm la depozitele arăbești din jurul Bucureștiului, să ne uităm de legume fructe, să ne uităm la Europa, să ne uităm la Dragonul Roșu, să ne uităm la portul Constanța. Nu vrem, dar nu, cum, alea nu există în discuțiile noastre, mari contribuabili nu există, granița de sud care penetrată toată ca Schweizerul nu există și noi ne uităm așa. Ai, domnule, unul vinde între blocuri, are un magazin la săracu. Și am văzut eu că a vândut usturoi și nu l-a fiscalizat. Sau cel care merge în piață și vindea, crizanteme toamna. Sau panseluțe, vindea bunica. Panseluțe primăvara, crizanteme toamnă, cultiva. Dom'le, acolo e problema noastră. Acolo se uită Marcel Boloș. Se uită la panseluțe, la crizanteme și la asta și nu se uită la ăla. Pentru că el zice, dom'le, îți lega de mâini de picioare că la noi e subordinea mea. Mari contribuabili și bămile nu-s la mine, Rareș. Degeaba te supe. Și zic, băi, Marcele, te rog, analizează și asta. Te rog din suflet, analizează Marcel Boloș.
analizează și chestiunea legată de istoria noastră mentalitară și de comportamentele noastre, pentru că încă există frică în societatea românească, încă stafia asta care a nenorocit familii, familia mea cu bunicul luat din casă, dus închis, adus după zile întregi bătut, apoi ținut închis. Lucrurile astea au rămas în mentalitatea tatălui meu, a mamei, transmise mie ca nepoți. Și astea sunt în mentalitatea multora, multora și multora. Le vedem explozive nu doar în cărțile sau în comunicările Monicăi Lovinescu sau al lui Virgil Ierunca sau a lui Goma, ci le vedem în tot ceea ce înseamnă dosare scoase la lumină despre modul în care funcționau relațiile interumane în societatea românească. Lucrurile astea trec generații până dispar. Noi trebuie să fim foarte atenți la tipicul acesta românesc specific. Noi nu suntem Elveția, dar domnul Boloș, al dumneavoastră e al nostru, să-i dea Dumnezeu sănătate. E al nostru, al nostru și al bunului Dumnezeu, că e preot, al nostru și al lui Dumnezeu. Îl susțineți în continuare pe domnul Boloș? Noi susținem toți miniștrii noștri, dar asta nu înseamnă că nu putem să-i atragem atenția, să vorbim cu el, să dialogăm. Singurul lucru care l-am solicitat: domnule, nu mai ieși în spațiu public cu măsuri fără să vorbești și cu noi, că nu v-a comunicat înainte asta pe asta? Păi ați văzut declarația domnului Ciucă de azi dimineață. Era mai surprins decât mine. I-am învățat să nu mai reacționez exploziv. Și atunci n-am mai pus mâna pe telefon, i-am dat doar două mesaje lui Boloș, nu l-am sunat, cum am făcut la alte măsuri, să-l întreb dacă într-un limbaj. Pentru că respect, el nu e un om, să înțelegeți ceva. Boloș e un om eminamente de bun simț și de calitate, un om de bună credință. Numai că el, nefiind membru de partid, negândind politic, neuitându-se la segmentările de alegători, de populație, el gândește extrem de detașat de toate astea. Și noi am văzut un model mișto în Canada sau în Statele Unite, am văzut un model senzațional în Australia, domnule, și Noua Zeelandă. Să-l aplicăm în România! Stai, mă, nene! Stop! Ho! Tocmai am dat câteva ciomege în capul companiilor private din România în ultimele luni și ne pregătim să le mai dăm câteva ianuarie, fie când vom resimți măsurile luate de noi. Nu vrei tu să-i lași pe ăștia în pace și să ne uităm cum facem cu ăia mari care se joacă și care sfidează? Ne-au trebuit 2 ani de zile, am tot urlat, mă bucur că a luat-o Ciolacu în brațe. Am urlat 2 ani martor mistos din coaliție, inclusiv UDMR-ul care a plecat. Jocurile de noroc, jocurile de noroc. Nenorocesc populația din punct de vedere comportamental, nenorocesc familii întregi, în special în Sudul și în România și în Moldova, mame care și-au vândut casele, care plâng, care ajung la sinucideri, nenorocesc destin și în același timp sunt prost impozitate cu firme care nu aveau sediu fiscal în România, cu impozite foarte mici. I-ați văzut să plece vreunul? Un păcănel din ăla, un aparat de păcănea din aia, sunt în România nu știu câte, dar enorm de multe, era impozitat cu 2000 de lei. Atâta primea, pe an. Am mărit impozitul la 4000, apoi 4500, acum e vreo 5000 și ceva după ultima. Toți au urlat, doamne! Pentru că ei câștigă între 8 și 11.000. Când plătești între 8 și 11.000 și când dai... De, de da, pe an. Pe an. Da. Și nu, de euro. De euro. Pe an. Și noi erau 2000, atât plăteau ei. De euro sau de lei? De euro, de euro. Și le-a mărit impozitul la un pic peste jumătate din media câștigului. Dom'le, au plâns, dar n-a plecat niciunul. Și taxa de intrare în rețea la fel. La ăștia cu țigările electronice. Dom'le, am făcut investiții, am băgat 2 miliarde de euro în România, 1 miliarde. Mari jucători, Filip. Da. Morris, British American Tobacco, neimpozitați, vai de mine. Piața de țigări electronice e undeva la, a ajuns undeva la 3,5%, era sub 1%, dar urca la 3,5%, destul de mult. Investițiile, într-adevăr, 1,8 miliarde. Impozitul pe care îl plăteau strigătorii ăștia, plângăcioșii, erau de 3%. Nu am făcut nimic altceva decât am venit la Bruxelles și am zis echipei mele: vă rog frumos, scoateți impozitarea pe tutun rece, adică pe tutun încălzit, așa, sau tutun încălzit, cum da. Tutun încălzit, scoateți-l de la toate statele europene. Nu mă interesează de afară zonei europene. Și ce să vezi? Germania. Ne uităm, 83%.
Franța, 76%, Italia, 68%, Belgia, 44%, cel mai puțin Spania, 56%, cel mai puțin, într-adevăr, avea Grecia, 17%. Noi aveam 3%. Am arătat lui Nicolae Ciucă, zic, domnul președinte, lângă ăștia, pe la noastră, la mine, sună, toți, domne, că ne impozitați. Ia uitați-vă voi cât aveau, cât au impozitele pe tutun, pe tutun încălzit, statele din Europa. Păi atâta. Păi nu vreți voi să intrați într-o medie europeană? Că nu vă punem 83%, nu vă punem... Era cineva care vrea, e de la o altă instituție media, și de asta, ca să înțeleagă că am o discuție aici, să mă lase. Și nu dau numele, că e concurență cu dumneavoastră directă, dar le-am crescut la 20, la 25, și avem un plan că ajungem pe la 4, în 2025 ajungem la 40%, media europeană, adică nu ne-am dus la 83% ca Germania. Deci există și chestiuni de genul ăsta care trebuie corectate, nimeni nu vorbește, dar există altele unde trebuie să fim foarte atenți și să nu mai sporim impozitarea, pentru că companiile, dacă coboram plafonul, da, într-adevăr, plafonul a fost introdus în 2018, a fost modificat de la 100.000 de euro la micro-întreprinderi la 1 milion de euro. A fost căzut la 500.000, dar acum dacă îl scazi, există un articol 206 în PNRR care vorbește despre coborârea plafonului la micro-întreprinderi. Dom'le, dar obții amânări. Am obținut și modificarea la 9,4% pensii. Am modificat 5-6 de măsuri din PNRR. Orice e făcut de mâna omului e perfectibil. Și pe domnul Boloș, cu ce l-ați sunat atunci? Cu ce măsuri? Cu astea de micro-întreprinderile? Cu ce a fost? Cu toate, că pe tot ce zonă economică. Deci, domnule, te rog, analizează și dar are și la comisia. Te rog frumos, negociază cu comisia, că știi să negociezi foarte bine. Cum negociezi cu noi și ești încăpățânat, fii și cu ei încăpățânat și explică-le că nu mai poți să te duci cu niciun bir pe spatele românilor. Atenție, i-am dat doar exemple, că el mi-a dat un cârnaț întreg, mi-a trimis aici cu țările. Uite, mi-o arăt mesajul de azi dimineață, de azi, sau de azi dimineață. V-a dat și azi mesaj. Oh, mi-a dat mesaj cu... Pentru că nu ies în spațiu public. Acum zic, dar e o discuție. Nu spun eu exact discuția mea cu... Și mi-a dat așa. Dom'le, uite aici. În zona... Stai că nu știam pe ce telefon. În zona de avertizorului fiscal, noua găselniță după cea cu cash-ul, i-am spus, dom'le, n-ai bancomat, ai 70 de kilometri. În Delta îți trebuie 3 ore să ajungi la un bancomat. În Botoșani, în Satu Mare, în Munții Apuseni. Nu înțelegi că avem 3 bancomate în toți Apusenii pe 14 comune? Ce vrei să faci cu cash? Cash. Trebuie să scădem plafonul. Când au văzut că nu mai pot cumpăra oamenii lemne. Că lemnele, când lemnul, metru cub de lemne, între 600 de lei și 1100 de lei. O casă consumă între 8 și 12 metri cub pe an. Noi avem 4,3. Fiți foarte atent la mine. 4,3 milioane de case în România se încălzesc cu lemne. Nu se încălzesc cu curent sau cu gaz. 4,3 milioane. Deci, vorbind de un număr de populație uriaș. Și eu, Nea Marcele, nu înțelegi că nu poți. Asta a susținut-o și PSD-ul. Că i-au zis că noi am lăsat în offside. Dar ei, nu, domne, păi nu avem bancomate, oamenii n-au cum, nu pot să facă plățile, companiile nu pot să-și depună în fiecare zi. Nu, trebuie rezolvat. Până la urmă s-au convins, când au venit asociațiile, când au venit reacțiile cetățenilor, că nu se poate aplica, n-a putut să o aplice Suedia, care a vrut să renunțe la cash total. Și au revenit asupra măsurii. Cu Marcel, i-am zis la Marcele, te iau o mașină și căutăm amândoi, mergem cu cardul și ne oprim să bem amândoi o cafea, un cico. Nu înțelegi că n-ai bancomat pe 40-50 de kilometri în jumătate din județele României? Nu poți rezolva problema. Crezi? Îți spun 100%. Așa e și cu asta. Și el ce îmi trimite? Uite aici, că citesc acum, facă. Îmi zice, băi, rare, uite, Rareș, mă ia el, domnule prim vicepreședinte, când e supărat, mă ia cu domnule. Vezi, mă ia cu Rareș. Exemple de țări care au adoptat astfel de sisteme de avertizor fiscal. Statele Unite. Băi, Regatul Unit, Australia, Noua Zeelandă, Canada. Și am zis, băi, zic, alo, întreabă pe unii dintre ăștia,
Dacă să uite-te în istorie, a avut vreodată comunist vreo unul din ei? A avut cea mai nenorocită formă de comunist timp de 50 de ani vreo una dintre statele astea? Au avut cel mai original sistem democratic post? Deci post comunist cum am avut noi? Băi, tu nu înțelegi că noi avem și capa vecinului, avem și instituția de la Țiunii care a nenorocit familii și grupuri de prieteni, avem fantoma securității. No. Și a continuat. Asta e viața. Și gata, nu se mai introduce. Păi, nu știu, doamne, să vină să ne convingă. Eu nu cred că ne poate convinge. Așa cum vrea el, nu. Că nu vrem să transformăm o țară de să umble ăla cu hârtiuța, cu delațiunea, ca să se răzbune pe patron sau să răzbune pe vecin, că de ce și-a cumpărat, Volkswagen și nu are Dacia Papuc. Premierul Marcel Ciolacu a spus că nu mai scade de la 1 ianuarie 2024 taxarea muncii, ca să rămânem tot pe dialogul acesta, să zicem, Strasburg, la Buzău, că la Buzău a făcut de la Buzău la Strasburg, da, și înapoi. Exact. Da. Dom'le, munca este cea mai impozitată, să știți. Taxarea muncii în România este cea mai mare din Europa. Deci clar că trebuie să lucrăm, dar în același timp sper ca domnul premier să înțeleagă că Partidul Național Liberal nu va accepta nici impozitarea companiilor și nu vom accepta nicio taxă, impozit sau scoatere de facilitate. Am avut discuția asta și sper că e un om serios care să înțeleagă că PNL e linie roșie. Păi, Toma, și nici impozitare progresivă. A zis că nu mai scade... Că la un moment dat am văzut ceva cu prețurile la... Am văzut ceva cu salariile peste 5.000. N-am înțeles. Dacă e o chestie de presă, cred că voi ați dat-o hot news. Dacă e o chestiune aruncată de presă sau e o chestiune guvernamentală. Dar vă spun ceva. Dacă muncești și ai venit mai mare... Eu nu știu de ce nu se uită oamenii ăștia în Europa. Hollande, celebrul președinte catastrofal al Franței, Hollande, cel mai prost din ultimii 5 ani. De la SND, de la socialiști. Nu vreți să fie decât de la socialiști, că ăștia doar împart sărăcia, ăștia sunt cei mai slabi. Deci ei nu știu să construiască, ei știu doar să împart. Dacă ați văzut vreun președinte socialist care să vină cu un mare proiect, pentru niciodată, doar dreapta. Dreapta e cea care construiește, ăștia vin și împart, fac zob tot ceea ce îi adună dreapta. Ei, domnul Hollande s-a gândit el cu consilierii că trebuie să supraimpoziteze companiile în Franța. I-au plecat 1700 din primele 2000 de companii franțuzești. A venit Macron și a încercat să le aducă înapoi, inclusiv celebrul Arnaud cu LVMH, cel mai bogat francez. Unde au plecat? În Anvers și Bruxelles, pentru că belgenii au relaxat, mai ales în regiunea capitalei Bruxelles și în zona portoară Anvers, au relaxat condițiile fiscale în Rotterdam și în Amsterdam. Și în Londra. Deci companiile franțuzești, 1700, au fugit din Franța pentru că a venit cu supraimpozitare pe companiile mari și pe câștigurile foarte mari. După care a venit Macron, a înțeles și a zis, domne, stați un pic, trebuie să-i aducem înapoi. Știți că ți-au venit înapoi? 300. Restul au rămas tot în Belgia cu sediile fiscale și în Olanda și în Marea Britanie. Și Franța a pierdut. Deci trebuie să ne uităm foarte serios. Dacă un om are un venit de peste 5.000 de lei, nu înseamnă. Ăla poate lucrează, are 3 servicii. Uite, dumneavoastră veniți la Strasburg, vă duceți de aici. Eu umblu ca titirezul peste tot. Dom'le, muncești pentru venitul ăla. Sigur, eu mi-aș dori ca toată lumea în România să aibă venită peste 5.000. Când vorbesc de pensii de 1.200, mă doare fizic. Că e dureros să ai aproape 1.000.000 de pensionari care să aibă pensii de 240 de euro. E dureros, te doare fizic carnea. Dar asta trebuie să înțeleagă socialiștii. Oameni buni, atenție mare la supraimpozitări. Atenție mare cât de mult puneți piciorul pe gâtul investitorilor. La noi este o vorbă românească foarte potrivită. Dai în calul care trage. La noi guvernele dau cu bâta doar în calul care trage. Ar trebui să fii foarte atenți. Pentru că toate chestiunile astea de să lași povara fiscalității doar a celor care produc, care fac bani, mi se pare contraproductivă. Trebuie să ne uităm la restrângerea cheltuielilor bugetare. Trebuie să ne uităm puțin la instituții. Când am vorbit de pachetul fiscal, am zis, domnule, în paralel venim cu un pachet de restrângere a cheltuielilor, de restrângere a instituții. Ați văzut vreo instituție restrânsă? Că eu n-am văzut. Am înțeles că trebuie restrânse 5-4 de instituții din două ministere. Sunt tot acolo, cu angajați, cu secretare, cu șoferi.
cu fetițele care poartă niște mape și la ora 12 vin lunea și pleacă duminica la, pleacă vinerea la ora 12, nu le mai vezi, care, dom'le, să ne uităm, am tot văzut că, dom'le, ne uităm pe controle la concediile medicale, că sunt 6 milioane de concedii medicale, am văzut chiar o națiune de bolnavi. Hai să ne uităm de ce sunt 6 milioane de concedii medicale plătite de stat, 85%, că sunt ori județe cu că avem 830.000, 830.000 de cetățeni cu dizabilități. Nu cred asta. Eu nu cred că România la 20 de milioane, din care mai suntem în țară vreo 16-17, suntem 800.000 cu persoane cu dizabilități. Eu cred altceva. Cred că ar trebui să verificăm și au verificat. Ministerul Muncii a verificat un județ. Și au constatat că din 1400 de dosare, 900 sunt cu suspiciuni rezonabile. Pentru că cei 840, nu toți au dizabilități. Unii sunt însoțitori, dar iau bani. Dom'le, hai să ne uităm, pentru că sunt niște județe în sudul României cu precădere, unde sunt localități cu 200-300 de dosare. Ăla merge pe bicicletă și zice, nu vede, e trecut la primărie, nu vede, nu poate umbla. Și el e pe bicicletă, trece prin fața primăriei. Ar trebui să ne uităm foarte serios. Sigur, nu-i vina lor, e vina rețelelor de medici care dau acele documente. Dar am avea ce să verificăm. Mari contribuabili, să vedem exact ajutoarele sociale pentru cine le dăm și cum le dăm. Sunt câteva lucruri care le putem. Companiile din construcții. Eu le-am susținut și le susțin. Cred că companii românești puternice trebuie să existe ca să nu lucreze doar Strabag, POR, FCC, Max Burger și așa mai departe, companii din Occident, ci trebuie să lucreze companii românești de tipul Umbrărescu, de tipul celorlalte companii, Bogart și așa mai departe, Napoca Construcții, cei de la Iași, nu știu cum se, de la Galați, Ancada. Dar în același timp, trebuie să ne uităm, dom'le, cum trebuie la unele, la concediile medicale, din 1 decembrie, când vine sezonul în care nu se mai lucrează în construcții, că vine vremea proastă, și până în 28 februarie, o parte, nu cele pe care le-am enumerat, sunt companii mari, serioase, mari, nu, apăreau că sunt în concedii, domnule, li se îmbolnăvea 67% din personal. Exact în perioada în care nu era șantierul deschis. Adică, prosteala s-a mers mult. Hai să ne uităm puțin mai serios. Adică, pe de o parte, să avem grijă și să dăm facilități, să nu-i fac, dar în același timp, pentru cei care vor să fenteze în continuare, să nu se mai poată. Dar pensiile speciale când le tăiați? Asta când e marea durere, mă doare capul de, când aud de pensiile speciale. Le-am tăiat de 3 ori. Curtea Constituțională, nor Curtea Constituțională, de 3 ori ne-a anulat demersul. Clar că nu pot singuri, dar guvernul, Parlamentul României a votat în ianuarie, la 5 săptămâni după ce am preluat puterea, pe 10 noiembrie am preluat-o, pe 20 și ceva, Parlamentul a votat tăierea pensiilor speciale. Toate! 172.000. În momentul ăla și ocupațional. Au fost tăiate pensiile speciale prin lege în Parlament. A atacat doamna Renate Weber, avocatul poporului, legea, considerată neconstituțională. Și Curtea Constituțională, din cauza COVID, nu s-a întrunit. S-a întrunit după vreo 5 luni, prin mai-iunie, și a dat ca neconstituțională legea. A venit colegul meu Florin Roman, cu colegul meu Sighear Tău, Pavel Popescu pe vremea aia, și au venit cu o lege de impozitare a pensiilor speciale, 85% impozit. Și aia a atacat-o doamna Renate Weber, iar CCR s-a exprimat la 3 zile după alegeri. Legea a fost pe 11 decembrie, pe 14 decembrie a dat verdictul Curtea Constituțională, că e neconstituțional. Am impozitat de 2 ori pensiile, au rămas singurele pensii impozitate la ora actuală, singurele pensii tăiate, efectiv, sunt pensiile parlamentarilor. Și s-a reușit ceva totuși cu noua lege, care a fost atacată parțial, a fost doar corecție pe ea. Nu mai există pensie, în prin noua lege, pensie mai mare decât salariu, pentru că existau nenumărate pensii mai mari decât salariu. Au fost extrase pensiile ocupaționale, armată, jandarmerie, mai ales în contextul regional. Nu s-au mai vorbit de ele și practic singura discuție majoră a fost pe pensiile din zona de justiție, din zona de servicii de inteligență și în special din zona nefirească, personal parlamentar, curte de conturi, personal aviatic, nu piloți, pentru că acolo clar că la riscurile care există. Deci
e rezolvată parțial, adică e impozitare de 20%, nu de 85%, și nu mai există pensie mai mare decât salariul. Dar nu e finalizată rezolvarea. Dacă vrei să treci, faci la fel ca la Parlament, că sunteți aici. Mergem împreună la serviciu financiar contabil și ei vă spun, dom'le, noi europarlamentarilor le luăm în fiecare lună o sumă de bani cu care contribuie la un fond de pensii al Parlamentului European, asigurându-le pensia, și merg tot pe contributivitate. Aici, părerea mea că e unul dintre zonele unde nu s-a dorit cu adevărat rezolvarea acestei probleme. Până acum e o rezolvare parțială, atât parțială, nu totală. În 10 august 2018 oamenii au mâncat bătaie, ați văzut. Și un domn a însoțit, da, și tocmai am pierdut un proces cu fantoma în alb, celebru colonel Paraschiv, îmbrăcat în alb, care a fost adus de acasă și a coordonat trupele de intervenție și care au lovit crunt. 840 de plângeri există, da, la dosar. 680 de oameni au fost audiați. Și un coleg al nostru de la Hot News. Era o mulțime de jurnaliști pe vremea Realitatea, Hot News, domnul Cartianu, mulți oameni bătuți, efectiv. Colega mea Nora Dincă, cetățeni evrei scoși din taxiuri, vă amintiți, da, cetățeni fără apărare. Israelien. Colegul meu de aici, Vlad Gheorghe, europarlamentar, actualul europarlamentar USR. Ei, domnul Paraschiv a considerat că eu, pe vremea când eram jurnalist, i-am prejudiciat imaginea. Și am vorbit nedrept despre faptul că el a condus trupele de intervenție cu supramăsură intervenția lor asupra vieților cetățeni. M-a dat în judecată și onor justiția i-a dat câștig de cauză și am pierdut procesul. Mai am o cale de atac, o să-l atac. Și mi-a cerut despăgubiri pentru că mi-am permis să vorbesc și să dezvălui la vremea respectivă. Am făcut niște emisiuni maraton. Ce să mai spun? Nici măcar nu mai spun, eu că eu cred în continuare în justiție și am luptat împreună cu dumneavoastră și cu câteva instituții media pe vremea la ceea ce înseamnă stat, la ceea ce se întâmplă astăzi în Spania lui Sanchez. Pentru că știți că sunt foarte multe imagini în presa spaniolă, spun colegele mele Montserrat și cu Pedro și Tono López și González Pons, că e plin de imagini de la demonstrațiile noastre din Piața Victoriei cu luminițele și de la exemplu Dragnea. Cam asta face astăzi un alt socialist, Sanchez, în Spania. Exact ce a făcut Dragnea în România. Dar ce scandal în Spania, ca pentru cei care, pentru telespectatori, pune în pericol, da, major. Care, major. Deci, Sanchez a amnistiat, cei 7, da, plus 22 dintre cei care au participat direct la secesiunea Cataluniei. Da. E o chestiune foarte importantă și periculoasă pentru însuși existența statului, însuși existența statului spaniol. Au fost demonstrații maraton, am participat și eu la două din ele, înainte de alegeri și post-alegeri. 2 milioane de oameni au participat duminică la sâmbătă, la meeting-ul din Madrid. Au fost meeting-uri în marile orașe. O parte din partid, din alegătorii propriului partid, nu-l susțin. Cu toate astea, Sanchez merge înainte ca un taxă. Acum, în 2024, cine o să fie așa numită, între ghilimele, ciuma roșie, invocată, da, electoral de cei de la PNL? Așteptați să vedeți. Da? Așteptați să vedeți. Lucrăm la strategia electorală. Cei care pun în pericol drumul european al României și banii europeni și reformele, pentru că nu poți să guvernezi fără să faci reforme. PNRR-ul ne obligă o parte, le tot fentăm, le tot amețim. Practic, am făcut o parte din reforme, că ne-a obligat Bruxelles-ul. Ar trebui să le facem din conștiință și din conștiința faptului că România nereformată nu merge înainte. Iar faptul că noi, PNL, a venit cu digitalizarea, pentru că ăsta e noul mare proiect. Noi am făcut reforma agrară în țara asta. Noi am făcut PNL, 148 de ani de istorie, cel mai vechi partid european, exista când era Marea Britanie în UE, Partidul Conservator Britanic, 174 de ani. Noi suntem 148 de ani, cel mai vechi partid din partidele prezente în Parlamentul European este Partidul Național Liberal din România. Deci noi am fost participanți direct la Marea Unire, la Independența României, la războaiele mondiale și la marea dezvoltare a economiei românești din perioada interbelică și în postbelic am participat direct dreapta românească la marile realizări. NATO, nu era NATO fără Emil Constantinescu, nu era Uniunea Europeană fără Traian Băsescu, fără Călin Popescu-Tăriceanu, fără Emil Boc. Dar nici fără Ion Iliescu, să fim corecți. Ce, NATO? NATO, da.
Și Uniunea Europeană. Dacă nu era, dacă nu venea Constantinescu în 97, 96 la putere, România nu adera, nu începea procesul de aderare la NATO, iar dacă nu venea dreapta românească să conducă România, credeți-mă că nu eram atât de repede și nu eram cu drepturi depline membri ai Uniunii Europene. Dreapta românească este cea care a dezvoltat această țară și care a asigurat drumul ei european, firesc. În rest au mai existat lideri cu diverse, ați văzut, în stânga permanent a existat așa un ochi și un mic aplauz. Dom'le, dar Putin e lider? Aoleu! Dar uite că și China! Dar uite că și Venezuela! A, da? Ia uitați-vă, dar nu vreți să vă uitați în Germania? Nu vreți să vă uitați spre Marea Britanie? Nu vreți să vă uitați spre spre Franța, spre Italia, spre țările cu democrații consolidate? Vreți voi așa să mă mai aruncați câte o privire, câte o ochiadă și spre câte o țară din asta, din Brics? Victor era cu, cu apropierea asta către China, către Turcia, nu vedeți? Totul da, cu Turcia. Totul, domne, nou calife. Domne, Turcia, da, sigur, creștere economică. Acum inflație de 40%. Ungaria, domne, vedeți ce le zice? Inflație de 28%. Noi avem inflație de 7% în anul ăsta. Sub 7%, ei au inflație de 28%. Dar domnul Ciolacu l-a luat pe domnul Ponta consilier acolo, ați văzut, îl consiliază. Socialiști între ei. Până noi, bai de capul. Bun, mulțumesc frumos, domnule europarlamentar. Vă mulțumesc foarte mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate.